Știți cum e. Amalia este pregătită pentru horoscop, pentru o constanțeancă ce a crezut că vremea se arată ciudățică la mare și n-a ajuns să facă plajă. Noi așa am pregătit 12 zodii, una și una. Berbec! Bună dimineața! Este luni, este un nou început de săptămână, să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec! Relațiile sentimentale sunt tensionate. Posibil să primești tot felul de reproșuri pe seama faptului că ești preocupat mai mult de casă sau de prieteni. Așteaptă să se liniștească apele. Taur, familia te solicită mult astăzi. Cu toate că îți îndrepți eforturile către activitățile profesionale, vei fi nevoit să îți rezervi timp și pentru a rezolva treburile casnice. Ar fi bine să verifici instalațiile de foc. Gemeni, ești cufundat în gândurile tale întreaga zi. Comunicarea este deficitară, de aceea fii prudent și prezent în tot ce ai de făcut astăzi. Dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat îți vor aduce informații bune. Rac, tentația de a cheltui este la cote mari. Chiar dacă este posibil să primești astăzi bani sau cadouri, fii prudent și pune-le deoparte. Recomandabil este să cumperi strictul necesar. Leu, ar fi bine să stai departe de provocările celorlalți. Posibil să fii solicitat mult astăzi, fie acasă, fie de colegii de la serviciu. Recomandabil este să fii cât mai discret și să te ocupi de treburi ușoare. Fecioară, dorința de detașare de cotidian este la cote mari. Îți sunt favorizate dialogurile secrete cu persoanele de încredere din anturajul apropiat. Totuși, selectează informațiile primite în preajma ta. Balanță, amestecul de situații apărut astăzi între tine și prieteni este interesant, dar obositor. Pe de-o parte, unii te susțin și îți propun planuri mărețe, însă pe de altă parte, alții îți pun bețe în roate. Scorpion, relațiile cu șefii și cu persoanele cu funcții importante te vor solicita mult. Se recomandă prudență. Sfătuiește-te cu membrii familiei vis-a-vis de un nou traseu profesional. Săgetător, mentalul îți este inundat de emoții. Evită discursurile importante, semnarea documentelor și luarea deciziilor care te implică pe termen lung. Asta pentru că este mai dificil să te concentrezi. Capricorn, astăzi va trebui să achizi taxe, facturi restante sau alte tipuri de datorii. Chestiunile financiare comune cu partenerul de viață, cu rudele sau cu partenerii de afaceri este bine să le verifici în permanență. Vărsător, relațiile parteneriale sunt tensionate. Fie că este vorba despre partenerul de viață, fie despre partenerii de afaceri, fii prudent în toate punctele de vedere. Discordia este prezentă și astfel este mai dificil să cazi la pace cu alții. Pești, săptămâna debutează cu multă muncă la serviciu. Relațiile colegiale sunt tensionate, de aceea fii prudent și ocupă-te doar de treburile tale. Sănătatea este vulnerabilă pe segmentele aparatului circulator. Ne revedem peste oră, eu vă doresc o dimineață.